Cererea de finanțare prin programul Noua Casă este în scădere față de anul trecut din cauza crizei economice pe care o traversăm. Până acum s-a consumat doar 10% din plafonul total. În prima lună de la lansarea programului Noua Casă, fondul de garantare a acordat 1000 de garanții. Anul trecut primeam în jur de 200 de cereri pe zi, practic în perioada de vârf a programului. Anul acesta suntem undeva la 50-60 de cereri pe zi. E clar că românii practic sunt într-un moment de așteptare. Mulți așteaptă să vadă cum va evolua piața. Momentul și contextul actual a încetinit puțin, să spunem, ritmul de acordare a garanțiilor. Deși dobânzile sunt în creștere, iar inflația erodează puterea de cumpărare a românilor, dezvoltatorii imobiliari și proprietarii se încăpățânează să țină prețurile sus. Acum, la nivel național, apartamentele se vând la un preț mediu de circa 1650 de euro pe metru pătrat. În ultima lună, prețurile au crescut cu aproape 3%. Față de anul trecut, scumpirea este de 20%. Asta pentru că cei care vând se așteaptă la profituri extrem de generoase. Dacă facem o comparație între câștigul din România și câștigul din țările occidentale, diferența este foarte mare, adică de la 12-13% în piața vestică la 30-40% profit în România. Atâta timp cât se vinde, normal că prețul poate fi păstrat mai sus. Nu doar lăcomia e mare, ci și materialele de construcții se vând mai scump. Au fost creșteri de prețuri până la peste 100% la materiale de bază, cum ar fi oțelul beton, de pildă, fără de care nu se pot realiza construcții. Pentru oțelul beton, cel mai important furnizor de minereu de fier pentru România era Ucraina. Ori acum, nemai importându-se această materie primă, sigur că se caută alte piețe care evident că vor fi mai scumpe. În contextul acestor scumpiri vom asista în continuare la o scădere a cererii, dar și la o amânare a demarării următoarelor proiecte rezidențiale, spun specialiștii din piață. Este posibil ca pe termen scurt să asistăm la un număr mai redus de tranzacții. Din cauza elementelor pe care le-ați menționat. Scăderea puterii de cumpărare, creșterea ratelor și criza din țara vecină. Anul acesta, valoarea medie a unui credit acordat prin programul Noua Casă este undeva la 76.000 de euro, cu circa 7.000 de euro mai mult față de anul trecut. În ciuda contextului economic incert, specialiștii din piața imobiliară se așteaptă la noi scumpiri anul acesta de până la 10%.